am și pornit înregistrarea. Veți avea disponibilitatea de a... înregistrările celor două ateliere, cel de ieri și cel de astăzi, vor fi disponibile ulterior pe canalele noastre de YouTube, astfel încât vor putea fi accesate oricând, de aceea înregistrăm. Ziua bună tuturor, salutare! Ne bucurăm că sunteți alături de noi și mulțumim colegilor Galanton pentru că au facilitat această întâlnire. Eu sunt Gabriela Angel și împreună cu colega mea Natalia Șeremet ne ocupăm de comunitatea organizațiilor non-profit înregistrate în programul TechSoup din România și Moldova. Înainte de a începe efectiv întâlnirea, până ne mai conectăm și mai intrăm în atmosfera de atelier, vă propunem să ne cunoaștem cât de cât și de aceea vă invităm ca în secțiunea de chat să ne scrieți prenumele dumneavoastră, localitatea din care ne urmăriți și eventual să împărtășiți cu noi o activitate pe care ați făcut-o în orele care au precedat întâlnirea noastră. Și o să încep eu. Și sperăm să primim cât mai multe mesaje de la dumneavoastră. Până curg mesajele și pe care ne vom uita ulterior cu mare atenție, o să vă spun câteva din, știu eu, regulile, dacă le putem numi așa, ale acestei întâlniri, pe care noi ne-o dorim un picuț fără stres, în sensul în care, probabil că ați văzut, hamac, ce drăguț! ați văzut că este o întâlnire de tip webinar. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu trebuie să vă faceți griji să fiți pe mute, nu trebuie să vă preocupe nici fundalul din spate, pentru că doar voi ne vedeți pe noi, nu și invers. Ne propunem să nu facem multitasking și voi începe cu mine să nu fac multitasking în timpul acestei întâlniri, ca să fie cât mai fără stres. Așa cum v-am spus, întâlnirea este înregistrată. Vă invităm să utilizați secțiunea de chat pentru a comunica între noi, iar întrebările punctuale aplicate pe subiectul discuției să le înscrieți în secțiunea de Q&A, de unde noi le vom prelua și vom încerca să răspundem la finalul intervențiilor noastre. Nu în ultimul rând, aș vrea să vă asigur că veți primi prezentarea pe care o vedeți afișată pe ecranele voastre ulterior pe e-mail. Doamna Odile Turcu ne urmărește din Bulgaria. Wow! Vă mulțumim! Acestea fiind spuse, o să vă spun și care este scopul nostru. Scopul nostru este să ne cunoaștem, să aducem în fața dumneavoastră și să descoperim împreună câteva instrumente de tehnologie disponibile prin TechSoup care vă pot ajuta în activitatea de fundraising a organizației voastre, să vedem cum le putem integra în munca noastră de zi cu zi și, nu în ultimul rând și cel mai important, să ne bucurăm de timpul pe care îl vom petrece împreună. Și voi încheia cumva prezentarea noastră spunându-vă câteva cuvinte, să vedem de ce nu mă ascultă, iată. Câteva cuvinte și despre organizația noastră. Noi suntem Asociația TechSoup, suntem centru de resurse de tehnologie pentru organizațiile non-profit din țara noastră și Moldova, prin cele trei programe ale căror numele vedeți afișate în stânga ecranului și totodată suntem creatori de resurse și experiențe de învățare prin tehnologie pentru învățători, profesori și elevii lor. Și vedeți afișate numele celor trei proiecte dedicate în partea din dreaptă. Pe scurt, suntem centru de resurse pentru societatea civilă și entuziaști, susținători și promotori ai educației STEM. Acestea fiind spuse, mă grăbesc să vă spun câteva cuvinte pe scurt despre programul TechSoup pentru organizații non-profit și îmi place să vedem dacă și reușesc să lansez prima provocare a acestei întâlniri.
Natalia, ai putea să-mi confirm că am lansat primul poll? Vă invit să răspundeți acestui poll dacă apare afișat pe ecranele voastre. Sunt nu încă? Nu îl văd. Acum mai se vede, da. Super, mulțumesc. Durează fix câteva secunde și ne-am bucurat tare mult dacă ați participat. Ce-mi place cum se mișcă. Cum se mișcă toate acele rândulețe. Mulțumim mult pentru că ați dat curs invitației. Și în acest punct mai avem o rugăminte la voi. Nu mi-e clar cum ar trebui să mă adresez. Ați observat probabil că ba folosesc pronumele de politețe, ba nu. Dacă îmi scrieți în chat cum preferați, o să mă conformez. Vă spuneam că am avea o rugăminte. Practic, vă cerem ajutorul să ne ajutați să ajungem la cât mai multe organizații și la cât mai mulți colegi din sectorul non-profit, povestindu-le efectiv informații despre programul TechSoup atunci când aveți ocazia. Ia uite, avem chiar toate cele trei scenarii despre care vom vorbi ulterior. Mulțumim tare mult! Mă grăbesc să merg mai departe cu câteva cifre care nouă ne sunt tare dragi pentru că ne dau dimensiunea muncii pe care o facem în fiecare zi. Sunt câteva cifre despre programul TechSoup. Așa cum știți, probabil el este prezent în 200, e un program global prezent în 236 de țări și teritorii. Fondat la San Francisco deloc, întâmplător, am spune noi, în anul 1987, în România fiind prezent din anul 2009. Ei, și am strâns noi în comunitatea acestui program peste 3800 de organizații care fac parte din familia globală a celor peste 1.400.000 de organizații membre TechSoup în toată lumea. În țara noastră ne bucurăm să avem, iată, deja 17 parteneri de tehnologie care oferă organizațiilor din țara noastră peste 170 de produse de software și mai mult de 4 sau 5 soluții complexe de cloud. Pentru că majoritatea celor prezenți astăzi cunosc programul, nu o să insistăm foarte mult despre resursele de tehnologie, însă am vrut să trec în revistă un pic, așa și pe scurt, câteva soluții. Nu o să intru în detaliu despre fiecare dintre ele, v-am lăsat link-urile tocmai pentru că aceste prezentări vor ajunge la voi, iar când veți avea nevoie și răgaz, printr-un simplu click veți găsi informațiile de care aveți nevoie. Eu am grupat soluțiile disponibile în 5 categorii și am început cu cele esențiale. Când spunem esențiale, vorbim despre acele produse de software, cum le numim noi clasic, softuri, fără de care un computer nu ar putea fi utilizat și sigur vorbim despre Windows, care este un sistem de operare, vorbim despre suita de productivitate de la Microsoft Office, pe care noi mai degrabă o cunoaștem prin numele celor componentelor pe care le utilizăm cel mai mult, Word, Excel, PowerPoint, vorbim despre antivirus și iată că un software care ne ajută să generăm semnătura electronică a devenit o resursă esențială. Și îmi place să pomenesc despre DocuSign, pentru că colegii de la Galantom sunt cei mai entuziaști utilizatori ai acestui program. Cea de-a doua categorie sunt acele produse de software care ne ajută, știu eu, să proiectăm sau să facem design, cum sunt cele oferite de Autodesk, sau să prelucrăm și să vizualizăm într-un mod deosebit diverse date. Și vom vorbi despre Tableau un picuț mai târziu. Sau chiar acele categorii de instrumente de tehnologie cu ajutorul cărora putem administra infrastructura IT a organizației noastre și dacă avem IT-și printre noi, poate să vor bucura să afle că prin TechSoup pot accesa Amazon Web Services sau TeamViewer sau Microsoft Azure. Cea de-a treia categorie de soluții pe care mi-am propus să vă trec în revistă sunt cele cu ajutorul cărora muncim colaborativ de la distanță, foarte importante în ultima perioadă și vă invit să descoperiți Asana Slack, Non-Profit și Workplace from Facebook, acesta din urmă fiind cel mai recent partener din program. Mă îndrept cu pași repezi către cea de-a patra soluție. Vorbim despre soluțiile de cloud și vă invit să descoperiți Google for Non-Profits, Microsoft for Non-Profits și așa mai departe. Iar ultima categorie este cea a resurselor de învățare despre tehnologia disponibilă și nu numai. Este vorba despre programul în sine Școala Digitală pentru ONG-uri ONG Online, sub egida căreia organizația noastră împreună cu voluntari inimoși creează resurse de învățare despre tehnologia din program și nu numai. Și vă invit să intrați pe ongonline.ro unde veți găsi
nenumărate webinarii, articole, ghiduri sau e-book-uri ce vă pot ajuta în munca de zi cu zi. Nu o să insist, probabil că vă veți întreba cum puteți accesa aceste resurse. Nu voi insista foarte mult, tocmai pentru că în urma polului a rezultat că cei mai mulți dintre voi sunt membri în TechSoup. Însă, din capul locului, cea mai importantă sau principala regulă de eligibilitate și acces în program este ca organizația pe care o reprezentați să fie fondată și să funcționeze pe baza Ordonanței de Guvern 26 din 2000 cu privire la asociații și fundații cu toate completările și adăugirile ulterioare. Procesul este extrem de simplu de înregistrare. Se întâmplă pe TechSoup.ro în 3 pași. Nu voi insista asupra lor, însă găsiți articole de sprijin și ghiduri pe TechSoup.ro. În urma înregistrării, echipa noastră validează organizația. Voi încerca să clarific acest termen de validează, pe care probabil că îl tot vedeți pe site și ne veți tot auzi vorbind despre validată, organizație validată. În urma acestui proces, practic, organizația care s-a înregistrat în program, deci organizația aplicantă, respectă criteriile de eligibilitate atât ale programului cât și ale fiecărui partener. Și puteți găsi informații despre eligibilitate și reguli pe textul.ro. În continuare, după ce organizația a fost validată, organizația poate accesa foarte simplu aceste resurse, fie printr-o solicitare de software, fie prin generarea unui cod de validare, denumit cod de validare TechSoup, pe care îl ia din contul de utilizator de pe TechSoup.ro pentru a se înregistra în ecosistemele partenerilor. Ei sunt mai mulți, însă eu m-am oprit pe Google for Nonprofit și Airbnb Social Impact Experience în acest exemplu, pentru că despre aceste două va vorbi în continuare colega mea, Natalia. Voi zăbovi un picuț mai mult pe acest slide, tocmai pentru că rezultatele polului au spus că sunt multe organizații înregistrate în TechSoup care sunt astăzi prezente. Din experiența noastră de lucru cu organizațiile non-profit, se poate întâmpla să vă găsiți într-unul dintre cele trei scenarii afișate pe ecran. În cazul în care încercați să înregistrați o organizație pe TechSoup.ro și primiți un mesaj de genul adresa de e-mail este deja înregistrată, organizația este deja înregistrată sau utilizatorul este deja înregistrat, vă rugăm să nu continuați procesul, întrucât ne vom confrunta atât noi cât și voi cu diverse situații, cu diverse erori tehnice. De ce? Pentru o organizație legal constituită în România se poate înregistra o singură dată pe TechSoup.ro, apartenența la program fiind valabilă pe toată perioada de activitate și de viață a organizației, iar platforma va semnala a doua sau chiar a treia înregistrare. Așadar, dacă nu vă amintiți că organizația este, dacă organizația este sau nu înregistrată, vă rugăm să ne trimiteți întrebarea voastră care să conțină numele organizației și numele vostru printr-un e-mail la adresa suport@textul.ro, la care noi vom răspunde numai decât. Un al doilea scenariu este că există posibilitatea să nu vă amintiți parola contului de utilizator și aveți opțiunea să o recuperați chiar pe loc. Iar cel de-al treilea, se poate să știți foarte bine care sunt datele necesare autentificării pe TechSoup.ro, însă atunci când vă autentificați în cont, să vă apară un mesaj pe ecran printr-o fereastră de tip pop-up în care să vi se spună că e necesar să actualizăm sau să revalidăm contul. Vă rugăm tare mult să urmați informațiile din acea fereastră. Ele sunt înscrise și în linkul afișat pe ecran. Să ne trimiteți documentele și informațiile despre organizație, astfel încât noi să putem actualiza și revalida contul. În orice caz, în oricare dintre cele trei scenarii v-ați putea afla sau poate chiar v-ați putea afla într-unul nou, de ce nu, ne puteți scrie oricând un mesaj pe suport@textul.ro la care noi vom răspunde în cel mult 3 zile. Acestea fiind spuse, mă îndrept să vă prezint cele două instrumente pe care mi-am propus să le aduc în fața dumneavoastră și voi vorbi un pic despre Tableau și despre Benevity for Causes. Tableau este o licență, este un produs de software on-premise. Ați văzut probabil mai devreme și îmi imaginez că ați tot citit și pe site-ul programului, folosim destul de des sintagma on-premise.
Ia un software on-premise înseamnă un soft care s-a instalat local pe un computer, indiferent că este un laptop, un desktop sau un Mac. Pentru a accesa Tableau prin programul TechSoup, care este un software de vizualizare, de generare de vizualuri, un software care combină baze de date care nu sunt tocmai uniforme ca item și vă ajută să creați vizualuri și rapoarte inedite pentru organizația voastră. Deci, repet, înainte de a-l accesa, desigur, organizația trebuie să fie înregistrată în TechSoup. Noi recomandăm să mergeți pe site-ul companiei și să cercetați produsul pe care aceasta îl oferă. Să intrați pe site-ul TechSoup.ro în pagina de produs și să cercetați și studiați capabilitățile și funcționalitățile produsului de software în sine, la care adăugăm și o analiză a activității organizației noastre în ceea ce privește redactarea de rapoarte sau de materiale vizuale sau chiar de filtrarea datelor, în general, dar și pe fundraising. Și dacă rezultă că acest produs poate răspunde unor nevoi de muncă pe care organizația noastră le are, atunci putem plasa o solicitare de software Tableau prin TechSoup. Veți obține, așa cum vă spuneam, o licență on-premise, valabilă 2 ani din momentul instalării și utilizabilă simultan de către 2 utilizatori. La finalul celor 2 ani, produsul va înceta să funcționeze pe computerul respectiv, însă veți putea reobține produsul printr-o nouă solicitare de software prin TechSoup. Mi-am permis să vă las link-uri către exemple de utilizări a Tableau, către centrul de asistență, dar și către cursurile gratuite pe care Tableau le pune la dispoziția organizațiilor non-profit, în speranța că vă vor fi de folos când veți avea răgazi. Cel de-al doilea instrument este Benefit for Causes. Este o platformă, practic, de crowdfunding și eu mi-aș fi dorit tare mult, dacă Gabriel putea să-mi... nu mi este clar dacă folosesc acest termen corect, crowdfunding, și mă gândeam că Gabriel m-ar putea ajuta. Ce face... te rog, Gabi. Crowdfunding cumva denumește o activitate de a strânge fonduri din mai multe surse. Cel mai bine cred că putem înțelege asta printr-o comparație, să spunem așa. Dacă vrei să strângi bani pentru un startup, dacă te duci către un investitor, către o bancă, acolo nu discutăm de crowdfunding pentru că avem un număr relativ limitat. Chiar dacă ai 5 investitori, tot e un număr limitat. În ideea de crowd, ideea este că mergem către un număr destul de mare, adică discutăm de la 10, sute în sus. Și cred că mai degrabă confuzia pe care uneori o avem este că nu depistăm că există mai multe tipuri de crowdfunding. Putem să discutăm de ideea de crowdfunding pentru produse comerciale sau startup-uri, unde primești în schimb cumva, să zicem așa, acțiuni în viitoarea companie. Și chiar și la noi există o platformă în zona asta. Discutăm de crowdfunding pe bază de recompense. Aici cred că poate o parte dintre cei care sunt acum cu noi știu de Kickstarter, unde, de exemplu, vreau să-mi public o carte, nu știu sigur dacă vreau să... Dacă există interes pentru cartea asta, pot să pun proiectul pe Kickstarter și toată lumea care contribuie ca eu să scot cartea respectivă, va primi cartea, în final, să spunem. Și dacă la anumite niveluri mai cu o sumă mai mare, poate primesc cartea cu o semnătură sau lucruri de genul ăsta. Și bineînțeles că, în contextul nostru, discutăm și de crowdfunding, care are ca obiectiv un impact social, adică discutăm de donații, în ideea în care donațiile și sursa de finanțare vine de la o sursă, de la multe sume mici care se adună. Din nou, punând în comparație cu altceva, ar fi, la pol opus, ar fi sponsorizarea sau un grant, unde ai sume mai mari și dintr-o singură mai mici. Sursă. Exact. Exact. Într-un fel, dacă e să facem o paralelă, ce știm de ceva ani, acel 2%, 3,5% cât mai acum,
E o formă de crowdfunding, doar că ce strângem nu sunt fonduri directe, ci sunt fonduri prin acest mecanism fiscal, să spun. Mulțumesc, Gabi. Atunci eu cred că este totuși o platformă de crowdfunding, pentru că ce face Benevity este să pună la un loc, în aceeași platformă globală, atât mari corporații, cât și 2 milioane de organizații non-profit din toată lumea. Corporațiile folosesc Benevity for Causes ca parte din politicile lor de CSR și misiunea lor fiind, de fapt, să crească gradul de implicare socială al angajaților lor. Ce se întâmplă exact este că angajații marilor corporații accesează platforma Benevity for Causes, unde găsesc, așa cum vă spuneam, în jur de 2 milioane de organizații non-profit din toată lumea. Și în funcție de misiunea și de cum simte fiecare dintre aceste persoane, ei aleg o organizație căreia fie îi donează bani, fie sunt dispuși să facă voluntariat. Pentru voluntariat, sigur, ar trebui ca organizația să se găsească măcar în aceeași țară. Acesta este, practic, mecanismul prin care funcționează Benevity. Banii ajung în contul organizației și sigur că organizația trebuie să fie înregistrată și validată de TechSoup. Dacă este deja înregistrată, o parte din datele sale sunt preluate de portalul Benevity for Causes și tot ceea ce trebuie să facă organizația este să meargă în această platformă unde să finalizeze completarea profilului său. Ce înseamnă asta? Printr-o simplă căutare cu numele organizației, dar numele complet așa cum apare în certificatul fiscal, sau o căutare, deci căutarea se face fie pe numele complet, fie pe codul de identificare fiscală, vor apărea aceste date minime, această înregistrare foarte, cu foarte puține informații despre organizație. Organizația va trebui să confirme, să creeze un cont și să completeze și finalizeze profilul organizației. În portalul Benevity se numește Claim the Profile această operațiune. Recomandarea noastră este să completați cu mare atenție datele bancare, și anume contul curent în format IBAN în lei, codul BIC, sediul social al organizației, CIF-ul, toate acele informații care știm că sunt necesare unei plăți prin transfer bancar. Dacă nu sunteți înregistrați în TechSoup, noi vă invităm să o faceți și ulterior să vă întoarceți în Benevity ca să completați profilul organizației. Am lăsat aici pașii necesari, precum și linkul către centrul de asistență al Benevity. În momentul în care organizația este validată, relația dintre Benevity și organizație e de natură bilaterală. TechSoup nu are acces în platforma Benevity și Benevity vă va comunica direct pe e-mail-urile, pe adresele de e-mail pe care le-ați furnizat în completarea profilului, toate informațiile de care aveți nevoie ca să operați contul organizației în Benevity, toate informațiile de care aveți nevoie cu privire la aspectele financiare. Acestea au fost cele două instrumente pe care mi-am propus eu să le aduc în fața voastră. Dacă sunt întrebări, le vom lua la sfârșit în sesiunea de Q&A. Vă mulțumim anticipat pentru ele. Îi mulțumesc și lui Gabriel pentru intervenție. În încheierea intervenției mele, vă invit să rămâneți aproape de program, aruncând din când în când o privire în secțiunea blog de pe site-ul textu.ro, unde noi deja am încărcat, cred că sunt 5 povești cu și despre organizații membre în TechSoup. Sperăm să vă inspire și pe voi și vă invităm să urmăriți secțiunea în continuare, pentru că avem surprize în pregătire, mai precis ghiduri și articole care sperăm să vă ajute în viitor în utilizarea tehnologiei. Atât de la mine, mulțumesc tare mult, îi predau legătura colegii mele, Natalia. Mulțumesc, Gabi, pentru predarea legăturii și mulțumesc tuturor care au fost cu noi până acum. Vreau doar să fac o mică precizare. Cineva pe chat a întrebat dacă se aude. Vreau să vă rog să ne scrieți în chat dacă ne auziți bine și calitatea sunetului este una potrivită. Ok, am primit deja o confirmare. Probabil a fost o problemă de conexiune în partea cealaltă, acolo unde nu se auzea bine.
Eu vă invit să mergem mai departe și să cunoaștem alte două instrumente care vă pot ajuta în campania dumneavoastră de fundraising și o să fac imediat share screen ca să mergem mai departe cu prezentarea. Așa, Gabi, o să te rog doar să îmi confirm dacă se vede... Hai să vede prezentarea pe ecran. Ok. După cum ziceam, eu o să vă fac cunoștință cu alte două instrumente. Probabil mulți dintre dumneavoastră deja le cunosc. Dacă le cunoașteți, asta va fi o repetiție. Dacă nu, rămâneți cu niște cunoștințe noi. Primul instrument pe care vreau să vi-l supun atenției dumneavoastră este instrumentul Google Ad Grants. Ce este acest instrument? De fapt, Google Ad Grants este doar o parte din marele program pe care îl are Google pentru organizațiile non-profit. Și dacă să ne gândim la programul, sau când zicem programul Google for Non-Profit, trebuie să ne imaginăm o umbreluță sub care sunt adăpostite patru subprograme mai micuțe. Cu siguranță, pe o parte din ele deja le cunoașteți sau poate le cunoașteți pe toate și aici este vorba despre G Suite sau mai nou el se numește Google Workspace, este spațiul comun de lucru unde aveți adunate la un loc și pot fi accesate de către toată echipa de pe diverse dispozitive resursele organizației, documentele organizației. Al doilea subprogram de sub această umbrelă este YouTube for Non-Profit. O altă componentă a acestui program este Google Maps și componenta pe care o să ne oprim noi astăzi este cea de Google Ad Grants. Haideți să vedem ce este cu acest Google Ad Grants, cum putem să-l accesăm și care sunt beneficiile lui. În primul și în primul rând să pornim de la definiția acestui subprogram care ne zice că se numește Google Ad Grants. Păi iată acest termen de ad, de fapt e englezismul care vine sau prescurtarea care vine de la englezismul advertising și înseamnă publicitate. Respectiv, Google Ad Grants reprezintă o publicitate gratuită pe care ne acordă Google, o acordă de fapt organizațiilor non-profit și este un grant virtual în mărimea a $10,000 pe care Google îi pune la dispoziție lunar ONG-urilor legal înregistrate în România. Cum ne prindem dacă, de fapt, cum funcționează, mai bine spus, acest Google Ad? În momentul în care noi ne propunem să facem o căutare, facem o căutare pe motorul de căutare Google, nouă ne sunt întoarse niște rezultate. Păi iată, de regulă, primele rezultate care apar după ce generăm o căutare au în față acest cuvințel scris anunț. Iată, așa cum se vede în slide. Avem aici cuvântul anunț, aici cuvântul anunț. Asta înseamnă că cineva a plătit pentru ca aceste rezultate să fie afișate mie. Și aici avem un exemplu cu cazarea în Maramureș. Să zicem că mi-am propus să merg în vacanță în Maramureș. Respectiv, trebuie să-mi caut o cazare unde pot rămâne peste noapte. Ce voi face eu ca un utilizator al internetului? Voi intra pe motorul de căutare, voi introduce cuvintele cheie, a ceea ce mă interesează pe mine și după ce voi tasta Enter, motorul de căutare îmi va reîntoarce niște căutări. Dacă în căutările alea găsesc afișat acest cuvințel anunț, înseamnă că persoana care stă în spatele acestui anunț, a plătit către Google așa încât acesta să-mi afișeze mie rezultatele în momentul în care eu voi introduce cuvintele cheie.
Exact asta se întâmplă și cu un anunț al unei organizații non-profit. Dar că spre deosebire de domeniul comercial, organizațiile non-profit nu trebuie să achite nimic. Ele primesc lunar un credit în valoare de $10,000 pe care îl pot utiliza pentru a promova organizația sa, pentru a promova campaniile pe care le are, pentru a-și promova campaniile de fundraising pe care le implementează în cadrul asociației. Și aici pe ecran avem exemplul colegilor noștri de la Worldwide Foundation care utilizează acest credit și își fac diferite campanii încercând să-și promoveze campaniile de fundraising sau orice alte activități sau proiectele pe care și le propun să le aducă în atenția noastră. Și dacă observați aici, apare acest cuvânt, anunț. Deci în momentul în care eu introduc cuvintele cheie, donează către organizație, îmi apare acest cuvânt, indicând în faptul că Worldwide Foundation a plătit virtual din acel credit pentru ca anunțul să fie afișat. Dar vreau să știți că anunțurile plătite vor apărea doar după ce vom genera o căutare, vor apărea 2-3 anunțuri plătite. Următoarele anunțuri nu vor mai avea mențiunea că sunt anunțuri plătite, ci pur și simplu vor fi un șir de rezultate care sunt generate sau care sunt afișate nouă pentru că sunt relevante pentru cuvintele cheie pe care noi le căutăm. Pe acest slide v-am prezentat cam cum arată instrumentul în spate, adică ce se întâmplă în spatele curtinii, cum se setează o campanie prin contul pe care pe contul nostru de AdGrants. La început vreau să vă spun că această interfață sau acest panou de administrare poate să vi se pară complicat, dar nu e nimic complicat, trebuie doar studiat categorie cu categorie pentru că sunt date foarte vizual prezentate și foarte simplu afișate într-o manieră destul de intuitivă, așa încât să știm cum să interpretăm și ce sens să dăm acelor cifre sau acelor grafice pe care le vedem în panoul nostru de administrare. Spre exemplu, la cifra 1, aici ne arată că în această secțiune vedem exact pentru ce cuvinte cheie am făcut noi, în cadrul asociației noastre, niște campanii. Adică noi am studiat un pic și am înțeles cam ce... Am pornit, de fapt, de la obiectivul pe care îl aveam noi în asociație și pornind de la asta am gândit niște cuvinte cheie și am făcut niște campanii în jurul acestor cuvinte cheie. Aici, la 2... Îmi cer scuze, a fugit slide-ul. Aici la 2 vreau să vă arăt cum sunt cuvintele. De fapt, la 2, în secțiunea 2, noi vedem cam ce cuvinte cheie caută oamenii. Și această categorie e și ea importantă pentru că în funcție de căutările pe care le fac oamenii, noi putem să gândim niște anunțuri destul de relevante pentru ei, pentru că noi putem să gândim pe de o parte într-un fel, dar oamenii care ne urmăresc pot să aibă total alte preferințe și atunci este foarte, foarte binevenit să dedicăm timp și să alocăm timp și acestor cercetări de cuvinte pe care le caută oamenii. Aici unde avem cifra 3, apare un model de anunț.
De fapt, e un șablon arătându-ne că așa va fi afișat anunțul nostru oamenilor care fac o anumită căutare în motorul de căutare Google. Iar în categoria 4 sunt niște date demografice destul de utile pentru asociația noastră și când zic utile, nu mă refer doar la crearea unor campanii viitoare prin instrumentul Google Ad Grants, dar crearea diverselor campanii digitale pe care le veți face în viitor, pentru că de aici ne luăm date despre cine sunt urmăritorii noștri, că sunt bărbați sau sunt femei, ce vârstă au aceștia, din ce localitate ne accesează, de pe ce dispozitive ne accesează și în funcție de asta putem să proiectăm următoarele noastre activități de comunicare sau sau să identificăm corect canalele de comunicare pe care putem găsi publicul nostru țintă. Noi chiar vă încurajăm să accesați acest instrument Google Ad Grants, să nu vă fie frică. Dacă în ideea în care să ziceți că nu aveți experiență, totul absolut se învață și aici marele avantaj al acestui dashboard, al acestui panou de administrare e faptul că nu puteți strica nimic. Dacă o campanie nu e setată corect sau încălcați anumite reguli care nu sunt conforme cu regulile Google, atunci în momentul în care o să dați save, să salvați această campanie, ea pur și simplu vă va semnala că nu sunt respectate anumite condiții sau anunțul nu este bine gândit așa încât el nu va performa pe măsura așteptărilor. Încercați, nu vă fie frică și toate se învață și e un panou destul de intuitiv, după cum spuneam. Haideți să vedem și care sunt beneficiile instrumentului Google Ad Grants. După cum spuneam, este un buget lunar virtual pe care Google vi-l dă sub forma unei publicități gratuite. Atenție mare! Nu vi se vor solicita niciun fel de date bancare. Nu vă va fi solicitat niciun cont bancar. Nu trebuie să vă fie frică că aveți de raportat acest bani către o instituție a statului sau undeva. Nu, sunt niște bani virtuali pe care Google vi acordă tot într-un mod virtual. Puteți să-i folosiți pe toți 10.000 într-o singură lună sau puteți folosi până la 10.000 de dolari pe lună. Important este să începeți a consuma din acel buget odată ce ați aplicat la acest instrument oferit de către Google. Dar Google are și o serie de reguli destul de importante de care trebuie să ținem cont atunci când vrem să accesăm sub programul Google Ad Grants. Și anume, organizația care accesează trebuie să aibă un website funcțional și actualizat. Asta înseamnă că pe acel site trebuie să aveți date despre organizația dumneavoastră, despre proiectele pe care le-ați implementat sau le implementați. De ce? Pentru că Google își trimite într-o misiune de cercetare roboteii săi, iar roboteii ăștia navighează și încearcă să scaneze conținutul de pe site și să deducă dacă sunteți o organizație non-guvernamentală sau faceți total altceva decât ceea ce pretindeți că faceți. Văzusem că pe chat încă la început a apărut o întrebare despre cât conținut trebuie să existe pe acest site. Chestia nu ține atât de mult de volumul de conținut, cât de esența conținutului și de ceea ce reflectă acest conținut. Atât timp cât pe site există informație despre asociație, despre cine sunteți, ce faceți, cred că e mai puțin relevant lungimea acelui conținut. A doua condiție pe care o impune Google ține de faptul că anunțurile
anunțurile care vor fi promovate prin Google Ads vor fi numai în format text. Asta înseamnă că dacă dumneavoastră vreți să promovați un video sau niște imagini, acestea nu vor putea fi promovate din grantul pe care vi-l oferă Google. Grantul referindu-se strict la anunțurile de tip text. O altă particularitate a anunțurilor constă în faptul că ele vor apărea numai în paginile cu rezultatele de căutare Google. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că anunțurile se vor afișa doar atunci când cineva va da o căutare pe motorul de căutare Google. Pentru că rețeaua de distribuție a publicității Google este mult mai mare. Ea cuprinde sute și mii de site-uri pe care Google își distribuie publicitatea. Însă, în cazul în care dumneavoastră accesați programelul Google Ad Grants, atunci publicitatea sau anunțurile pe care le veți face se vor afișa doar în motorul de căutare Google. Campaniile pe care le veți face prin Google Ad Grants trebuie să fie direcționate în funcție de cuvinte cheie. Deci trebuie să alegeți, să vă decideți cu ce cuvinte cheie veți opera în cadrul campaniei și să formați campania în jurul acestor cuvinte cheie. Și atenție mare, odată setat o campanie sau mai multe campanii, că puteți face oricâte campanii doriți în limita bugetului despre care am vorbit, este foarte important ca periodic să intrați în contul dumneavoastră de Google Ad Grants și să urmăriți acele campanii, să mai faceți niște modificări sau să vedeți cum se comportă. Pentru că dacă veți seta campania și ulterior veți uita de ea, nu veți mai accesa Google Ad Grants, există probabilitatea ca Google să vă suspende acest cont și atunci intrați în alte probleme nedorite. De aceea, odată setate și odată accesat acest instrument, este imperios necesar să reveniți cu regularitate pe el. Și măcar să încercați să intrați o dată pe lună, dar ideal este să intrați în acel cont o dată pe săptămână și să vedeți, pentru că Google vă mai transmite diverse atenționări. Vezi că respectivul cuvințel nu se comportă bine, vezi că campania asta nu și-a atins obiectivul sau uite ce bine a mers campania asta, trage niște lecții învățate de aici. Deci astea ar fi cinci mari reguli de care trebuie să țineți cont atunci când accesați programul Google Ad Grants. Și care sunt pașii concreți pe care trebuie să-i faceți pentru a accesa acest Google Ad Grants? Ei bine, în primul și în primul rând trebuie să vă înregistrați și să așteptați validarea ONG-ului dumneavoastră în programul TechSoup. După ce veți primi un mail precum că sunteți validat și eligibil în programul TechSoup, veți putea din contul dumneavoastră de pe TechSoup să vă generați un cod de validare. Cu acest cod de validare trebuie să mergeți pe platforma Google for Nonprofit și să vă înregistrați sau să vă înscrieți în programul Google for Nonprofit. Odată înregistrat în programul Google for Nonprofit cu acel cod de validare de pe site-ul TechSoup, veți avea posibilitatea să accesați sau să demarați procesul de accesare al acestui instrument de Google Ad Grants. Recomandarea noastră este că atunci când faceți accesarea instrumentului Google Ad Grants, accesarea să fie făcută de către o persoană care are cunoștințe minime despre cum funcționează aceste publicități în Google. De ce? Pentru că Google ne va pune la încercare și ne va da un mini test despre campaniile de publicitate care se fac prin acest instrument pentru a se asigura și el la rândul său că înțelegem așa la un nivel basic ce înseamnă Google Ads și cum funcționează acesta. Așa că aici am mai avea o recomandare. Înainte de a accesa instrumentul Google Ad Grants, vă recomandăm
să citiți cu multă atenție link-urile pe care le veți găsi în prezentare, dar și resursele pe care vi le pune la dispoziție Google, legate de programul Google for Nonprofit și mai nișat și resursele pe care le pune la dispoziție pentru a învăța cum se fac aceste campanii de ads, așa încât să treceți cu brio peste acel mini-test pe care vi-l va da Google. Diverse resurse și despre pași exact pe care trebuie să îi urmați, am pus link-urile relevante în prezentare și veți putea să le explorați ulterior sau să aflați și mai multe detalii. Pe parcursul timpului sau anilor, mai bine spus, noi în cadrul Asociației TechSoup am dezvoltat și o serie de resurse și webinarii care vă pot ajuta să înțelegeți mai bine cu ce se mănâncă aceste Google for Nonprofit și toate programuțele pe care le cuprinde. Așa că vă invităm după webinar sau când vă găsiți dumneavoastră timp să intrați pe ONG.online.ro, care este o școală digitală pentru ONG-uri, unde veți descoperi diverse ghiduri și tutoriale despre cum exact trebuie început procesul de aplicare la Google for Nonprofit și cum să operați o campanie cu ajutorul instrumentului Google Ad Grants. Așa, și până a trece la următorul instrument, doar vroiam să vă încurajez să accesați acest instrument, să nu vă fie frică, pentru că, spuneam și mai sus, este un instrument care poate fi învățat, având atâtea resurse puse la dispoziție și de către partenerii Google, și veți găsi diverse resurse și în școala noastră digitală pentru ONG-uri. Încercați-l, vedeți care este experiența, iar dacă la început vi se va părea o experiență mai dificilă, un instrument mai stufos, ulterior veți descoperi că explorându-l periodic și constant, lucrurile nu stau atât de complicat și asta va aduce beneficii și de vizibilitate, dar și vă sporește rezultatele într-o campanie de fundraising, dacă veți reuși să setați campanii de fundraising. Așa că vă urăm mult succes în accesarea acestui instrument și doar rezultate frumoase atunci când veți începe să îl utilizați. Eu o să trec la următorul instrument. Văd că s-au adunat ceva întrebări în sesiunea noastră de Q&A, dar după cum am menționat și Gabi, le luăm pe acestea la final. Și acum vreau să vă prezint un alt instrument care poate deveni o unealtă de a atrage donatori și chiar donatori recurenți și vă poate ajuta să vă spăriți vizibilitatea, dar și să creați experiențe frumoase în comunitatea în care sunteți. Instrumentul despre care vreau să vă vorbesc se numește Airbnb Social Impact Experiences. Și aici o să vă rog să... Așa, doar o clipă. O să vă rog să răspundeți la întrebările pe care vi le-am pregătit imediat. Aș vrea să știu dacă cineva dintre participanți a mai auzit până acum de Airbnb Social Impact Experiences. Așa, avem un răspuns de da. Două răspunsuri de da. Până la moment, 93% au menționat că nu au auzit și doar două persoane au auzit. Da, probabil astea sunt toate răspunsurile. Da, deci
Ne bucură că instrumentul despre care urmează să vorbim este un instrument nou și sperăm să-l găsiți util și chiar să și-l aplicați. A mai venit un răspuns de da, bucură și răspunsurile de da. Da, eu o să finalizez polling-ul, așa. Și o să fac și share results, să le vedeți și dumneavoastră. După cum vedeți, avem trei persoane care au răspuns că știu despre acest instrument și, nu, și 28 de persoane care au menționat că nu-l cunosc. Atunci, următoarea mea întrebare va fi pentru cele trei persoane care au zis că cunosc despre acest instrument. Dacă ați participat cumva și la o experiență oferită prin Airbnb Social Impact Experiences. Nu am lansat, îmi cer scuze. Deci, cumva această întrebare e valabilă doar pentru persoanele care au zis că știu despre social experience. Așa, da, nu au mai participat persoanele care răspund. Așa, eu o să închei și o să și împart cu dumneavoastră rezultatele, să le vedeți. Au răspuns 16 persoane și au spus că nu au apucat să participe vreodată la o experiență oferită prin Airbnb Social Impact Experience. Așa, haideți acum să vedem deci ce este cu acest Airbnb Social Impact Experience și ce înseamnă el. Gabi, te rog doar să-mi confirm dacă se vede prezentarea mea. Ok, mulțumesc, Gabi. Probabil noi toți cunoaștem despre Airbnb Social, Airbnb, care este cea mai mare platformă de home sharing din lume. Păi iată, Airbnb oferă ocazia organizațiilor non-profit din întreaga lume să se înscrie pe platformă și să ofere pentru diversi oaspeți anumite experiențe, fie că sunt online, fie că sunt offline. Iar taxa pentru participarea la aceste experiențe este oferită ONG-urilor în totalitate. Deci, pentru alte tipuri de experiențe care nu sunt create sau nu sunt gândite de către ONG-uri, Airbnb percepe o taxă care de regulă e de 20%. În cazul în care dumneavoastră, ca ONG, vă decideți și creați o experiență, asta poate fi un tur urban sau un tur rural, poate fi un atelier de gătit, poate fi un atelier de olărit, poate fi o plimbare pe Dunăre, orice vă vine dumneavoastră în minte și credeți că e atractiv pentru oaspeți, puteți crea astfel de experiențe pe Airbnb, le propuneți unei audiențe globale, iar taxele percepute pentru aceste turnee pe care le veți gândi sau aceste experiențe ajung la dumneavoastră în proporție de 100%. Airbnb nu reține niciun bănuț. Aceste experiențe pot fi gândite online și offline. Experiențele online sunt mai nou și astea au fost introduse acum de când cu pandemia, dar pentru că omul este o fire creativă, s-au găsit foarte multe idei prin care au fost gândite astfel de experiențe și în mediul online. Și prin aceste experiențe puteți ajunge la un public global, pentru că platforma este globală, și la un public care este mai generos din punct de vedere al donațiilor. Iar aceste evenimente pot deveni recurente și donatorii, cunoscându-vă și îndrăgostindu-se de ceea ce faceți, pot deveni și ei niște donatori recurenți, dacă o să le placă experiența pe care o să le oferiți. Ce fel de experiențe sunt eligibile ca fiind de impact social? Airbnb decide asupra eligibilității acestor experiențe, pentru că nu toate experiențele pot fi considerate de impact social. Și vor fi considerate eligibile experiențele care au o gazdă informată și pasionată de cauza ONG-ului dumneavoastră. Experiențele vor fi eligibile dacă
vor oferi oaspeților dumneavoastră o participare fizică, ceva ce ar putea ei face de sine stătător, ceva în care sunt implicați, deci o activitate foarte concretă, nu ceva destul de vag și neclar. Experiența va fi eligibilă dacă oferă oaspeților un loc inedit sau un loc unic sau un loc mai special. Și experiența va fi eligibilă dacă experiența, de fapt, va spune povestea gazdei și prin această experiență se va înțelege care este și misiunea și care sunt și activitățile asociației dumneavoastră. Ce activități nu sunt eligibile de către Airbnb ca fiind de impact social? Evident, sunt niște tururi mari și impersonale, unde nu există un traseu clar, unde nu se știe ce anume se dorește a fi vizitat, care este scopul acelei experiențe. Experiențele fără o gazdă nu sunt acceptate nici ele, și sunt respinse și așa zisele prestări de servicii. Spre exemplu, nu veți putea zice că experiența dumneavoastră constă în transportarea oaspeților de la aeroport până la un obiectiv turistic. Asta nu poate fi nici de cum considerată ca o experiență de impact social. Cum să vă gândiți ce fel de experiențe puteți crea pornind de la misiunea și obiectivele pe care le are asociația? Haideți să vedem împreună. Recomandarea noastră este să vă puneți o serie de întrebări înainte de a gândi o experiență de acest gen. Gândiți-vă la ce fel de activitate ar putea conecta oaspeții la misiunea asociației dumneavoastră. Gândiți-vă ce emoții ați vrea să le generați acelor oaspeți. Și aici gândiți-vă foarte bine la ce emoții, de fapt, generează cauza asociației în care lucrați sau pe care ați înființat-o. Și pornind de la aceste emoții, încercați să dezvoltați o experiență. Mai aduceți-vă aminte de ce v-ați îndrăgostit dumneavoastră la început, atunci când v-ați gândit să înființați asociația? Ce v-a determinat sau ce v-a motivat să înființați această asociație sau să vă alipiți acestei asociații? Că și aici e o mare parte din motivație și din nucleu. Și pornind de la motivația și entuziasmul și energia pe care ați avut-o atunci, încercați să gândiți o experiență care trebuie să fie cumva unică, trebuie să fie relevantă și trebuie să fie una în care oamenii ar putea face de sine stătător ceva. Totodată e bine să evaluați ce resurse aveți la dispoziție, pentru că dacă veți decide să faceți o experiență sau să oferiți o experiență pe Airbnb, trebuie să fiți foarte conștienți de faptul că ăsta este un proiect în sine, lansarea unei experiențe, și aveți nevoie de resurse umane. Trebuie să vă gândiți ce voluntari aveți, ce abilități aveți, ce expertiză aveți pentru a putea conecta toate aceste abilități, expertize, voluntari, aptitudini într-un singur atom, să zic așa că, încât ele să rezoneze și să vă ajute să creați această experiență. Și o întrebare foarte simplă, probabil fiecare dintre dumneavoastră a trecut în timpul vieții prin ea: atunci când vă vin niște oaspeți, unde vă gândiți să-i duceți și ce să le arătați? Porniți și de la răspunsul la această întrebare: atunci când vă gândiți, dar oare eu
sau eu în cadrul organizației mele ce experiență aș putea vizita. Și atunci, în funcție de răspunsurile la aceste întrebări pe care le conține acest slide, cu siguranță o să vă răsară câteva idei, cel puțin una, dar sigur o să apară. Și să țineți minte că experiența creată pe Airbnb ar trebui să fie o extensie a misiunii organizației. Asta înseamnă că trebuie să aibă o relevanță sau o tangență cu ceea ce faceți în asociație, în asociația dumneavoastră. Sunteți o asociație de protecție a animalelor, poate faceți un tur de observare a unor animale, sau sunteți o organizație care salvați animăluțele, atunci experiența dumneavoastră ar trebui să fie conectată poate cu plimbarea acelor animăluțe în comunitate sau în localitatea în care activează asociația dumneavoastră. În prezentarea noastră veți găsi câteva filmulețe inspiraționale, le zicem noi, unde sunt prezentate diverse experiențe globale pe care le-au făcut diverse ONG-uri în întreaga lume. Vă invităm să le priviți ulterior, pentru că nu am vrea să furăm din timp cu privitul lor și să vă inspire poate și aceste experiențe. Și poate găsiți câteva idei bune de pus în practică în contextul dumneavoastră local sau regional. Ce trebuie să faceți pentru a porni la drum alături de programul Airbnb? După cum spuneam și în cazul instrumentului de mai sus, trebuie în primul rând să fiți înregistrați în programul TechSoup, de unde vă veți lua acel cod de validare. Veți veni pe platforma Airbnb și aici veți crea un cont personal de host. Când veți crea contul personal de host, veți fi întrebat dacă sunteți o persoană fizică sau sunteți un ONG. Este foarte important să bifați că creați această experiență pentru un ONG. Și atunci experiența creată și bănuții care se vor reuși a fi colectați din aceste experiențe vor fi scutite de acele comisioane pe care le aplică Airbnb. Cum ziceam mai sus, vă luați codul de validare de pe platforma TechSoup și creați această experiență completând formularul de înregistrare cu datele solicitate, iar la un moment dat vi se va solicita acel cod de validare pe care îl copiați în câmpul aferent codului de validare, salvați experiența și de aici totul ține doar de maestria și creativitatea fiecăruia de a duce vestea în sat despre experiențele pe care le oferiți dumneavoastră. Dar în cazul dat nu e ducem vestea în sat, ducem vestea în întreaga lume pe întreg mapamontul, că e platforma e globală și ne dă ocazia să ajungem la o audiență globală. Mai multe detalii și toți pașii sunt descriși în linkul pe care l-am inclus în prezentare, pe care le puteți explora ulterior. Și tot aici am mai lăsat și un filmuleț, sau mai bine spus, tutorialul propriu zis despre cum trebuie completat acel formular de înregistrare, așa încât experiența să fie, evaluată de către Airbnb ca experiență făcută în numele unei asociații non-profit. Nu o să privim acest filmuleț pentru că durează cam 5 minute, o să-l lăsăm în prezentare pentru explorare sau referință ulterioară. Și prezentarea mea nu vrea să meargă mai departe. Așa, tot un webinar la tema
tema Airbnb Social Experience și cum se și mai multe despre acest instrument, veți găsi la fel pe școala ongonline.ro, unde sunt și alte resurse relevante legate sau conectate cu acest instrument. Puțin cunoscut, am zice noi, pentru că nu foarte multe organizații cunosc, după cum ați văzut și din mini-sondajul nostru, despre acest instrument. Acum, după ce v-am relatat un pic despre acest instrument, vreau să vă mai rog să răspundeți încă la un mini-sondaj și să ne spuneți dacă pe parcursul prezentării ați reușit să vă gândiți la o mini-idee despre ce experiențe v-ați dori să oferiți sau ați putea oferi. Așa, răspunsurile vin. Mai așteptăm preț de câteva secunde și le fac publice. Așa. A, 14 persoane au deja o idee și asta bucură foarte mult. 7 persoane sunt sigură că urmează să identifice o idee și să încerce să exploreze acest instrument de fundraising. Mulțumim tare mult tuturor care au răspuns la mini-sondajul ăsta al nostru. O să fac stop, share. Așa. Și aici, în continuarea prezentării noastre, urma să vă zic că pe platforma Școlii Digitale pentru ONG-uri, pe lângă instrumentele pe care vi le-am prezentat, puteți descoperi alte resurse sau ghiduri utile. Ultimele noastre două publicații sunt despre cum să organizezi un webinar, oferind diverse sfaturi practice și diverse soluții digitale despre cum pot fi organizate aceste webinaruri. Și un alt ghid este despre cum pot fi organizate evenimente de programare și tehnologie pentru copii și tineri. Și în speță este vorba despre evenimentele Meet and Code. Despre acest program, dacă ne rămâne timp, vă spune mai multe Gabi. Acum aș vrea să luăm întrebările ca să le vedem, pentru că văd că s-au adunat cam multe în chat. Și Gabi, vrei să-mi zici cum ai prefera să facem? Sau ai reușit poate tu să răspunzi? Eu nu am răspuns la întrebări. M-auziți oare? Da, te auzim. Nu am răspuns pentru că aveam sesiunea de Q&A's. Prima întrebare se referă la Benevity. Da, puteți să completați și contul de euro. În ceea ce privește, avem o întrebare despre Google Ads de la Fundația 1 și 1. Practic, Alina ne întreabă, ne spune așa, Fundația 1 și 1 a aplicat pentru Google Ad Grants, dar nu a primit niciun răspuns și nu știu de ce nu au fost acceptați. Dacă putem oferi asistență pentru a aplica încă o dată. Nu știm să răspundem, adică noi nu putem oferi asistență, nu știm nici motivele pentru care ați fost respinși sau nu ați fost acceptați, însă din experiența noastră de organizație beneficiară a Google Ad Grants și din experiența altor organizații, de regulă Google comunică dacă e ceva ce nu se potrivește cu regulile și cu cerințele sale, comunică prin e-mail. Așa că recomandarea noastră este să urmați e-mail-urile, informațiile din e-mail-urile pe care le-ați primit, să accesați link-urile respective, pentru că atunci când este o eroare sau ceva în acele campanii de AdGrants pe care organizația nu le respectă, Google oferă un e-mailul de notificare și linkul către articolul de asistență și suport aferent acelui issue, acelei probleme.
Pașii sunt doar, o să redau încă pe scurt, luați tokenul din contul Texu, vă duceți în Google for Nonprofits, înregistrați organizația, durează între 24 de ore și 36 de ore până când Google acceptă, pentru că va face și el o verificare suplimentară cu privire la website. Va verifica în speță că website-ul aparține organizației, după care primiți notificarea de accept pe e-mail și vă activați pe rând serviciile din Google for Nonprofits, Google Ad Grants fiind unul dintre ele. Asta este de competența noastră. Dacă nu reușiți nici așa, vă sfătuim să completați formularele acelea de, prin care se deschide un case, nu știu cum să-i spun, prin care puteți lua legătura cu colegii din Google. Din păcate, noi nu putem oferi asistență. Apoi, Andreea ne întreabă și am văzut că este o continuare a unei întrebări la care ai răspuns tu în prealabil, Natalia. Ne oferă detalii cu privire la software-ul de contabilitate. Nu, în programul TechSoup nu avem momentan software de contabilitate, însă dacă vă poate ajuta, noi ca organizație folosim SmartBill. Cercetați și dumneavoastră, vedeți, este o soluție de contabilitate românească, sunt niște tineri entuziaști cu sediul în Sibiu care au pus pe picioare această soluție pe nume SmartBill. Încercați, nouă ne place foarte mult, este destul de intuitivă. Încercați și dumneavoastră, poate se potrivește și pe nevoile organizației. Acum, tot Andreea ne întreabă dacă la Airbnb gazda poate fi și asociația. Natalia, asta cred că este pentru tine. Da, Andreea, tutorialele Airbnb care ne prezintă pașii despre cum să înregistrăm asociația menționează că gazda sau cel care completează formularul de înregistrare trebuie să fie o persoană fizică cu nume și prenume. Doar că în momentul în care completează acel formular trebuie să bifeze opțiunea că creează această experiență pentru o asociație non-profit, ulterior oferind și detaliile asociației non-profit. Prin urmare, un cont pentru asociația non-profit sau înregistrarea în numele asociației nu poate. Trebuie să fie o gazdă fizică, un om fizic care se asociază cu asociația dumneavoastră. Tot o întrebare, iartă-mă. Da, tot o întrebare, poate vreau să zicem același lucru, am mai văzut că a venit o întrebare despre cazare. Deci cei care oferă experiența, dacă trebuie să ofere și o cazare, nu, să știți că nu sunteți obligați, dacă asigurați o experiență, să asigurați și o cazare. Ele sunt două activități diferite. Dumneavoastră trebuie să asigurați doar experiența, care poate fi atelierul de gătit sau plimbarea în natură cu voluntarii, după cum ați menționat. Iar de cazare, oaspeții își văd singuri cum gestionează acest moment. E exact ca și la cum ai merge la un hotel, îți iei pachet all inclusive sau îți iei pachet numai cu cazare și cu micul dejun. Dumneavoastră sunteți responsabil în cazul dat doar de oferirea experienței. Celelalte aspecte logistice și le manageriește deja oaspetele pe cont propriu. Putem oferi mai multă experiență în același timp? Sigur. Sigur. Puteți oferi oricâte experiențe, oricâtă putere aveți. Putere, și când zic putere, mă refer la resursele dumneavoastră interne sau externe, pentru că ziceam, e un proiect în sine, e oferirea unei experiențe, veți avea nevoie de voluntari, aveți nevoie de o groază de chestii organizatorice care trebuie puse la punct. Limita este doar imaginația dumneavoastră. Veți oferi oricâte simțiți că aveți puterea de a le ține în paralel. Din câte văd, eu nu cred că mai avem întrebări nerăspunse în acest moment. Aș simți nevoia, știu că Odil a pus o întrebare legată de suita Office, am văzut că ai răspuns, Natalia. Aș simți nevoia să subliniez acest aspect. Este, cum să zic, este deosebit de confuzant și noi știm asta. Microsoft are două tipuri de produse cu același nume.
Avem suita de productivitate Office 365, care este o suită de productivitate în cloud, prin care ce poate fi accesată prin Microsoft for Non-Profit, prin care organizația își setează conturi de e-mail cu domeniul organizației și are spațiu de stocare și are acces la Teams și alte aceste lucruri. Am văzut acum și comentariul. Ok. Și în același timp există suita de productivitate locală, așa cum scrie și Natalia în cloud, care se numește Office, tot Office, însă pe site-ul programului petexu.ro ea este Office Standard și Office for Mac, căci avem și Office-ul disponibil pentru Mac. Și da, voi răspunde pozitiv la întrebare. Da, se poate lua și când spuneți fizic, este vorba despre produsul care se instalează local pe un computer. Simțeam nevoia să fac această precizare știind cât de confuzant este pentru noi toți această denumire. Dacă nu mai sunt întrebări, vreau să vă spunem că prezentarea va fi transmisă către dumneavoastră după acest webinar, iar dacă ulterior va apar careva întrebări legate de cele două instrumente prezentate sau legate de programul TechSoup și posibilitățile de accesare a software-urilor prin programul TechSoup, ne puteți oricând găsi pe adresa support@techsoup.ro. Iartă-mă, Natalia, am văzut că Teodora a ridicat mâna. Eu nu-mi dau seama ce înseamnă foarte bine acest lucru, însă este mâna ridicată de ceva vreme. Teodora, dacă ne poți scrie în chat, ai o întrebare pentru noi sau a fost doar un accident această mână ridicată? Nu. Ok. Da, eu nu mai văd panoul cu instrumente ca să-mi dau seama dacă mai sunt mânuțe ridicate sau întrebări. Nu, doar Teodora avea mâna ridicată. Și nu-mi dăm seama. Noi putem să-i oferim și posibilitatea să ne întrebe live dacă dorește, dar aș avea nevoie de o confirmare. Încerc să verific dacă mai sunt întrebări la care nu am răspuns și dacă ne-a scăpat vreo întrebare, vă rugăm să ne dați de știre pe chat sau în secțiunea de Q&A. Vrem doar să vă încurajăm și să vă spunem că poate aparent aceste instrumente par mai complicate, dar pe măsură ce veți începe să lucrați sau să operați în ele, veți descoperi că sunt lucruri simple care se pot integra și vă pot ajuta să obțineți rezultate frumoase pentru campaniile pe care le desfășurați. Toate linkurile din prezentare sunt linkuri active și sunt resurse pentru studiu ulterior. Mulțumim și noi, Doina. Ne bucurăm că vă este utilă. Așa cum spuneam, repetăm, veți primi prezentarea pe e-mail în zilele următoare. Și dacă sunteți abonați la paginile noastre de Facebook, Asociația TechSoup și Galantom, veți fi notificați când vom urca înregistrările celor două ateliere pe canalele noastre de YouTube. Dacă nu mai sunt alte întrebări, vom încheia întâlnirea noastră de astăzi. Mulțumim pentru gândurile bune transmise din Oltenia. Gânduri bune și de la noi.
Și noi vă mulțumim pentru că ați stat cu noi până la finalul acestui webinar. Da, nu mai sunt întrebări. Păi vă mulțumim încă o dată. Mulțumim și încă o dată și colegilor de la Galanton care au facilitat întâlnirea noastră și sperăm să ne revedem curând. Mulțumim frumos! O seară frumoasă! O seară frumoasă tuturor! Închidem noi? Da, așa s-ar primi.